s-a înviat. Bine, ne revedem, stimați telespectatori. Iată o perioadă destul de agitată, pentru că, după cum bine știți, se apropie campania electorală. Ce-i drept, în mare parte, mulți dintre cei care urmează să candideze și și-au prezentat deja intenția de a candida pentru diferite funcții, fie că vorbim de primari, consilieri locali, președinte de Consiliul Județean sau consilieri județeni, au fost așa, cel puțin aparent, mai liniștiți în această perioadă a sărbătorilor. De acum, în schimb, încep așa atacurile, să spunem, încep luptele pentru proiecte, luptele de idei, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Astăzi noi discutăm însă mai mult despre administrație, pentru că și primarii aflați în continuare în acest fotoliu de primar, pentru unii confortabil, pentru unii destul de agitat așa din foarte multe puncte de vedere, și ne îndreptăm astăzi atenția către comuna Pestișu Mic, o comună care nu este chiar atât de mică precum îi spune numele, dar vom vedea astăzi ce a reușit primarul în funcție să realizeze în ultimii 3 ani, aproape 4 ani de mandat. Vom vedea și care sunt poate punctele mai puțin sau importante, dar care nu au reușit să fie implementate, pentru că, după cum bine știți, sunt multe piedici în ceea ce privește implementarea unor proiecte. Bine că ele sunt, există, au fost scrise și multe dintre ele au primit și finanțare. Discutăm astăzi cu invitatul meu, domnul Daniel Dobruțchi, primarul comunei Pestișu Mic, despre toate aceste provocări ale primului mandat de primar. Bună ziua, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bună ziua, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră astăzi și sper să mai lămurim anumite aspecte, dacă mai este ceva de lămurit, și bineînțeles să discutăm de proiectele de viitor. Întotdeauna cred că sunt aspecte care trebuie lămurite sau încă o dată și încă o dată lămurite, pentru că sunt multe probleme și sunt convinsă că și în comunitatea pe care o reprezentați, chiar dacă ați reușit să scrieți, să implementați, să atrageți fonduri, fie europene, fie fonduri guvernamentale aici pentru dezvoltarea comunității, tot mai sunt nemulțumiri, tot și în ceea ce vă privește. Sunt convinsă că ați fi probabil un primar atipic dacă mi-ați spune acum că toate au mers așa ca pe roate, n-ați avut nicio problemă, dar nu cred că este cazul, nu? Nu este cazul. Categoric, în orice activitate, indiferent că vorbim de administrație, că vorbim de alt tip de activitate, sunt și urcușuri și coborâșuri și lucruri care se desfășoară mai simplu, lucruri care se desfășoară mai greu, dar ținând cont de toate aspectele și de faptul că am reușit să aducem lucrurile la un alt nivel, zic eu, față de cum le-ați găsit față în de urmă cu categorii, și câteva luni. Eu mă compar și mă raportez la ceea ce am găsit în urmă cu 3 ani și jumătate. Nu mă raportez la ceea ce este astăzi. N-au fost lucrurile simple și nici nu mă așteptam să fie simple. Dar eu spun că în momentul de față am adus la un alt nivel administrația din Peștișul Mic. Ce înseamnă acest alt nivel? Alt nivel înseamnă că avem în derulare mai multe proiecte, avem semnate contracte de finanțare pentru mai multe proiecte, avem deja obținute finanțare în momentul de față pentru aproximativ 600 de miliarde de lei vechi, lucru care este concret, sunt lucruri palpabile, nu sunt povești și nu sunt doar la faza de a ne gândi că urmează să se întâmple, da? Și deja avem în derulare lucrări care confirmă acest lucru. Poate ar fi bine să și enumerăm câteva dintre aceste proiecte. Sunt convinsă că o mare parte dintre cetățenii acestei comune cunosc deja care sunt proiectele. Proiecte cu care ați venit la începutul primului mandat, le-ați prezentat cetățenilor acestei comune, ați și reușit să le implementați sau
aici știu că birocrația, de cele mai multe ori când vorbesc cu toți primarii din județul Hunedoara, aici este cea mai mare problemă, pentru că lucrările în teren uneori par să dureze mai puțin decât partea aceasta birocratică. Da, se întâmplă de multe ori să fie așa, pentru că partea de avize, partea de documentație, partea e foarte stufoasă și diferă de la linia de finanțare la linia de finanțare. Discutăm de lucruri diferite și de multe ori, într-adevăr, așa se întâmplă, pentru că durează mai puțin partea de execuție efectiv decât partea de implementare a unui proiect și tot ceea ce înseamnă studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize, contracte de finanțare și așa mai departe. Apoi licitațiile, că și categoric, plus partea, plus partea de licitație. Că, contestațiile posibile. La care pot fi contestații sau nu, depinde de la caz la caz. Dar acum nici nu putem să stăm să ne cramponăm de faptul că trebuie foarte multe avize sau e foarte mult de lucru. E de lucru, trebuie să ne facem treaba, pentru că de asta am ales să facem administrație și să ducem lucrurile la bun sfârșit. Asta este foarte clar. Care au fost la începutul mandatului proiectele de suflet, să spunem, pe care le-ați prezentat cetățenilor și ați și reușit să le duceți la bun final? Partea sau puțin, măcar să fie început acum. Da, partea de utilități. Practic de aici plecăm cu toată discuția. Aceste utilități care sunt absolut necesare în orice comunitate, indiferent că vorbim de Peștișul Mic sau vorbim de altă comună. Eu cred că de aici plecăm cu discuția. Și bineînțeles, partea de dezvoltare care implică celelalte lucruri. Adică să ai o farmacie, să ai un dispensar, să ai un magazin, să faci lucrurile de așa manieră încât oamenii să aibă absolut tot ceea ce trebuie la ei în comună. Acum, la un moment dat că veți aduce și ați avut discuții pentru a monta și un bancomat aici. Da, păi suntem pe final la partea de documentație. Avem și aprobat prin hotărârea de deci a trecut de consiliu. Consiliul local. Da, avem aprobat și prin hotărârea de consiliu local închirierea spațiului. Acum urmează să vină să monteze bancomatul, va fi montat la căminul din Peștișul Mic, vis-a-vis de magazin. Adică cei care au nevoie de lichidități să nu mai fie nevoie să meargă până în oraș pentru... Adică ar fi trebuit să meargă până în Hunedoara pentru a-și exact. Scoate bani de pe cartă. Corect. E bine că cumva aceste partea privată și cu administrația funcționează cel puțin din ceea ce ne spuneți și ați reușit să găsiți, să vă așezați la aceeași masă și să găsiți soluții pentru oameni în primul rând. Păi, categoric, dar vreau să vă spun un singur lucru, să știți că lucrurile astea nu se întâmplă de la sine. Noi am făcut adrese multe societăți bancare. Din fericire am primit răspuns favorabil de la una dintre ele, care au văzut potențialul nostru ca și comunitate și au acceptat să facă acest lucru, pentru că fiecare societate comercială vine cu anumite condiții și atunci încercăm să vedem care sunt avantajele de partea noastră în primul rând și după aceea de partea cealaltă. Eu încerc să atrag cât mai multe avantaje către comunitatea noastră. Deci dacă stați, sau dacă un primar stă doar în birou și așteaptă să vină investitori sau să vină privați care să deschidă o farmacie, iată, să monteze un bancomat, lucrurile nu se vor întâmpla, nu? Nu se vor întâmpla niciodată. Pentru asta că mulți stau și se plâng. Nu avem magazin, nu avem investitori, nu avem... Dar ce faci în acest sens? Că până la urmă aceasta este ideea, nu? Nu se va întâmpla niciodată. Dacă vrei să miști lucrurile, trebuie să ieși și
și pe teren și să gândești lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Și eu zic că noi din punctul ăsta de vedere chiar ne-am mișcat și am făcut ceea ce trebuia, categoric, mai sunt multe de făcut. Avem pe partea de proiecte noi. Ceea ce mă bucură pe mine în momentul de față este că atunci când am plecat la drum și am promis că vom face anumite lucruri, aceste lucruri s-au întâmplat, s-au realizat. Și sper ca și proiectele noi, și sunt convins de asta, le vom duce la bun sfârșit în următorii 4 ani, în condițiile în care, bineînțeles, oamenii îmi vor acorda votul pentru un nou mandat. Eu proiectele le am pe hârtie exact cum le-am avut și în 2020, mă refer la proiectele noi, bazându-mă pe niște studii, nu doar pe niște povești că vreau să fac aia sau vreau să fac aia. În momentul în care gândesc un proiect sau spun că vreau să fac un anumit lucru, încerc să văd și dacă există posibilitatea de a duce la îndeplinire aceste lucruri, nu să rămână doar la stadiul de poveste. Și îmi spuneați puțin mai devreme că partea de utilități a fost cumva visul dumneavoastră să reușiți să aduceți aici în comună apă, canalizare, până la urmă sunt lucruri esențiale într-o comunitate a anului 2024 cel puțin. Ați avut și un proiect legat de introducerea rețelei de gaz. Aici cred că e marele dumneavoastră off, putem spune acest lucru, pentru că nu ați reușit. Da, marele meu off, din punctul ăsta de vedere, este faptul că la momentul respectiv condițiile de finanțare erau de așa manieră încât a fost nevoie să facem o asociere între mai multe comune și nu am putut să mergem cu un proiect singular. Și ăsta este marele meu off, pentru că sunt ferm convins că dacă am fi avut posibilitatea la finanțare, la momentul respectiv, să depunem proiectul singuri, în momentul de față aveam contractul de finanțare semnat, n-am niciun dubiu, dar cu siguranță vor mai veni și alte linii de finanțare, mai ales dar că am intrat în... Dar au mai fost făcute asocieri la nivelul județului Hunedoara între mai multe primării, tocmai pentru a putea să îndeplinească acele condiții care erau prevăzute în respectivul proiect și corect, aici așa majoritatea este. Problemelor au fost legate de numărul de locuitori. Dar... acele au reușit să câștige. Ați fost sabotat, domnule primar? Nu, haideți să nu ducem lucrurile într-o zonă care nu-i, nu-i cazul. Că a fost sabotat ăla sau celălalt. Nu, haideți să fim serioși. Din punctul ăsta de vedere, lucrurile au ținut strict de modul în care a fost întocmită documentația și de anumite criterii care au fost clare, specificate în ghidul de finanțare și pe care unii nu le-au respectat sau n-au ținut cont de el. Din păcate, sunt elemente mici la un proiect, dar care fac diferența la punctaj. Asta nu mulți nu vor să înțeleagă. De multe ori, 5 puncte în plus la un proiect înseamnă foarte mult. Deci asta s-a întâmplat și în ceea ce privește această asociere și proiectul. Exact. Și de obicei se întâmplă asta acolo unde sunt mai mulți implicați într-un proiect, pentru că fiecare trebuie să dea hotărâre de consiliu, sunt o grămadă de documente care trebuie făcute la comun. Să știți că lucrurile nu sunt chiar atât de simple atunci când sunt implicate 8 unități administrative teritoriale. Dar, mă rog, să trecem peste, depășim momentul. Eu zic că prima linie de finanțare care o vom prinde pe acest segment atâta timp cât avem deja studiul de fezabilitate, va trebui doar
făcut un update, să-i spun așa, pe linia respectivă de finanțare, o vom face fără discuție. Deci nu vă lăsați și atunci când veți prinde o linie de finanțare o veți ataca, să spun așa, și... Deocamdată nu am ratat nicio linie de finanțare și vă garantez că nu voi rata nicio linie de finanțare atâta timp cât este benefică pentru comunitatea noastră. Deci putem spune că în următorii ani sunt șanse foarte mari de a fi și gaz aici. Cu siguranță, pentru că bani vor fi. Plus că am toată convingerea că vor rămâne bani neconsumați pe programul național Angel Salini. Sunt foarte mulți care n-au nici la momentul de în momentul de față nu și-au depus documentele. Ori banii aia vor trebui într-un fel sau altul redistribuiți. Cel puțin asta este părerea mea. Și atunci, cu siguranță că cei care vor avea proiecte și vor avea posibilitatea să acceseze acești bani, o vor face. Inclusiv noi o vom face dacă vom avea această posibilitate. Și spuneați că nu ați ratat nicio linie de finanțare. Unde ați găsit portiță, acolo ați început, ați scris proiect, l-ați depus... Le-ați și câștigat pe toate? Ați reușit să fiți... Nu avem, în momentul de față nu le avem pe toate semnate, mai sunt 4 sau 5 care urmează să le semnăm și... Pentru a obține finanțarea. Pentru a obține finanțarea, bineînțeles, categoric. Și bineînțeles că mai avem în plan multe alte lucruri care ne dorim să le facem. Unele pe buget local, altele pe proiecte, bineînțeles, pentru că bugetul local este destul de limitat. Delimitat, să-i spun așa, și nu ne putem permite foarte multe, dar cea mai mare parte au fost distribuiți către investiții. Lucru care până la urmă este și firesc să se întâmple, pentru că atunci când sunt realizate investiții, sunt șanse mari de a se dezvolta comuna, nu? Pentru că unii consideră că doar a asfalta o groapă sau a petici o groapă și a mai pune pe aici, pe acolo vreo bordură sau așa mai departe, este suficient. Dar investițiile, de fapt, înseamnă mult mai mult. Absolut, categoric înseamnă mult mai mult și eu zic că zona a devenit atractivă din mai multe puncte de vedere, ori pe viitor sunt ferm convins că lucrurile vor fi duse la un alt nivel, pentru că eu văd cât este prețul la teren astăzi față de cât era prețul la teren acum 3 ani și jumătate. Simplu fapt că am dat drumul la lucrările de apă și deja a schimbat situația cu 180 de grade. Ori în condițiile în care vom avea apa, canalul, vom reuși să accesăm și partea de gaz. Categorică devine din ce în ce mai atractivă. Oricum zona este destul de ofertantă din punct de vedere este ofertantă, inclusiv reliefului. Inclusiv din punct de vedere al turismului. Și acolo ne dorim să avem câteva proiecte care ne dorim să le implementăm pe partea de turism și va deveni mult mai ofertantă și pe acest segment. Cum spuneam, este o zonă ofertantă și se tot discută despre turism ca fiind o posibilă salvare economică a județului, a zonelor, dacă ne referim și concret acum la anumite comune din județul Hunedoara. Credeți acest lucru, că ar putea salva turismul partea aceasta economică a județului și dacă aveți planuri în acest sens? Păi avem planuri categoric și eu spun că este un segment care nu este de neglijat. Noi avem un potențial fantastic și din păcate nu le exploatăm la maxim. Noi am fost foarte prinși cu partea de utilități și cu lucruri care trebuiau făcute de mult. Acum am început să lucrăm la partea de dezvoltare pe ceea ce înseamnă
turism. Și aici pot să vă dau câteva exemple. Avem peșterile care vrem să le punem în valoare. Aveți avem multe un traseu aici în comună? Avem foarte multe peșteri, dar sunt trei peșteri care sunt importante și să spun așa, sunt principalele care vrem să le punem în valoare. Avem în vedere un traseu de tiroliană și cred că va fi unul dintre cele mai lungi trasee din județ, din câte am eu cunoștință în momentul de față. Vrem să punem în valoare cuptoarele de var și mai avem un proiect de anvergură cu care deja am discutat cu mai mulți specialiști. Așteptăm o linie de finanțare pentru că acolo proiectul este destul de mare și aici vorbim de Vila Romană de la Mănărău. Din câte am eu cunoștință, în momentul de față există în Europa una singură care este reconstruită practic de la zero și e un punct de atracție fantastic. Gândiți-vă ce ar însemna să reconstituim o astfel de vilă romană la doi pași de castel, la doi pași de cetatea din Deva și ce circuit s-ar crea cu cele două mari obiective. Câți oameni ar putea să lucreze pe partea asta și cât s-ar putea dezvolta pe lângă aceste obiective. Uitați-vă ce se întâmplă la Silvaș, unde practic datorită mănăstirii acolo s-a creat o adevărată industrie, să-i spun așa, și pe partea de turism și din alte puncte de vedere. În ceea ce privește turiștii și vizitatorii care ajung aici la Mănăstirea Prislop, la nivelul județului Hunedoara, Mănăstirea Prislop se află în topul preferințelor acestora. Cei mai mulți vizitatori aici ajung, la Mănăstirea Prislop. Semn că turismul ecumenic are mare succes, inclusiv în județul Hunedoara. Are, într-adevăr, așa este. Are și aceste lucruri trebuie exploatate și puse în valoare. Deci pe partea de turism v-ați făcut deja un plan. Sunt și oameni din comună care poate își doresc să-și promoveze mâncărurile tradiționale, pentru că sunt în județul Hunedoara destul de multe puncte gastronomice care au fost deschise și cred că fiecare dintre noi am ajuns așa într-un punct în care căutăm mâncare cât mai curată, mâncare pregătită acolo în familiile celor care muncesc destul de greu, muncesc pământul, vrem să mâncăm o roșie direct din grădina omului și în general produse tradiționale. Avem și aici în comună astfel de puncte? Avem și aici în comună, în momentul de față există un singur punct deschis. Din părerea mea este că nu este suficient, trebuie creată o întreagă rețea și trebuie ajutat și sprijiniți la partea de promovare. Dar vom putea să facem acest lucru în momentul în care vom avea aceste obiective foarte bine puse în valoare și vom începe să dezvoltăm partea de turism și să atragem turiștii în zonă. Dar, v-am spus, asta este o componentă mult mai complexă și mult mai amplă din ceea ce înseamnă partea de dezvoltare. Mai avem câteva lucruri care trebuie puse la punct pentru că am încercat să facem lucrurile într-o ordine firească, începând cu utilitățile și partea de asfalt, pentru că în momentul de față mai vreau să rezolvăm problema cu asfaltul de la Nandru la Ciulpăz și de la Cruce până la Cutin. Bineînțeles, mai sunt străduțele adiacente, mai sunt câteva străduțe care trebuie asfaltate, dar ca și componentă de dezvoltare, în principal, astea sunt în plan în următoarea perioadă. Am început din Valea Groșului până sus la Ciulpăz și în următoarea perioadă ne vom ocupa de partea asta de asfalt.
Unii văd lucrurile puțin altfel și și-ar dori ca poate într-un an, doi, să asfaltați așa toate străzile, ulițe și așa mai departe. Atunci când veniți dumneavoastră și alți primari și ne spuneți că ați reușit să asfaltați, nu știu, 2 km, 3 km, 5, 7, nouă, celor care nu suntem poate foarte familiarizați cu administrația, ni se pare foarte puțin, ni se pare așa că ați făcut, au asfaltat un drum de 2 km, mare lucru. Este sau nu așa? Haideți să vă spun un lucru. Atunci când faci aceste investiții pe buget local, este o discuție și atunci când faci aceste investiții pe o finanțare externă, indiferent că vorbim de fonduri europene, indiferent că vorbim de fonduri guvernamentale, e cu totul și cu totul altă poveste. Eu în momentul de față am reușit să fac pe buget local, pentru că primul drum care l-am asfaltat a fost drumul la Schitul Sfântul Nectarie și acest drum a fost finanțat de la bugetul local, nu pe alte fonduri și credeți-mă că a fost un efort substanțial. Am ales să facem acest lucru datorită faptului că veneau multă lume în zonă și am zis nu putem să lăsăm drumul ăla să... De izbeliște. A fost nevoie și s-a dovedit eficiența acestei investiții, pentru că așa cum spuneați, absolut, sunt foarte mulți care... La momentul respectiv, unii ziceau, păi de ce îl facem acolo, de ce nu îl facem în altă parte? Tot timpul vor fi discuții de genul ăsta, dar le-am luat în ordine și am făcut o prioritizare. Bineînțeles că am discutat și cu oamenii, pentru că vedeți, fiecare își dorește altceva. Noi avem 9 sate în administrare. Exact ce spuneam la începutul emisiunii, deși este pestișul mic, nu este deloc mic. Exact. Credeți-mă că sunt mulți care trăiesc cu impresia că avem un singur sat în toată comuna. Sunt 9, sunt 55 de kilometri pătrați. Avem o suprafață foarte, foarte mare de administrat. Ori trebuie să facem fiecare sat câte ceva, pentru că ceilalți se simt neglijați. Adică de ce ai făcut la... Sunteți primarul tuturor până la urmă. Categoric, și eu așa cumva... consider. Și atunci am încercat să împart bugetul și fondurile alocate de așa manieră încât să putem să facem în fiecare sat câte ceva. Acum am început, am la Mănerău, vă dau un exemplu, un proiect de anvergură cu locul de joacă, pentru că nu am avut terenul necesar și acolo va fi una dintre cele mai mari investiții în locul de joacă. A existat până acum în această zonă un loc de joacă pentru copii? Nu, sau n-am avut niciunul amenajat. Ba da, greșesc. A fost unul amenajat, mă rog, la Nandru. Atât, în întreaga comună. Da. Și probabil că și în urma discuțiilor pe care le-ați avut cu părinții copiilor din comună, v-ați dat seama că este nevoie, de fapt, de locuri de joacă și pentru copii. Păi am început acolo unde este grădinița și școala. Prima dată am început la grădiniță și după aceea am început la școală, pentru că așa era normal să începem în locurile unde erau cele mai populate de copii. Ori noi avem în momentul de față mult mai multe proiecte care le avem în plan pe viitor față de ceea ce am discutat și am implementat până în momentul de față. Și unul dintre cele mai importante proiecte, cred eu, în momentul de față este Serviciul Public de Gospodărire Comunală, care vrea să rezolve mai multe probleme. Și aici, cum ar fi? Păi, cum este organizată în prezent? Aveți nevoie de această schimbare, să spunem. Păi avem nevoie de această schimbare datorită faptului că este singura modalitate prin care putem să rezolvăm problema cu transportul public. Local.
Sau? Vorbesc de local, nu vorbesc de altceva, iluminatul public, întreținerea de spații verzi și faptul că în acest serviciu ne dorim să administrăm și partea de apă canal. Pentru că prefer să rămână la comună și să mai creăm niște locuri de muncă și să ținem prețul și la apă și la canal la, zic eu, la o cotă rezonabilă pentru populație. Și doar astfel puteți să faceți acest și doar, lucru, nu? Exact, doar astfel putem să facem acest lucru. Asta este unul dintre principalele proiecte care deja am dat drumul la partea de avizare. Am avut hotărâre de Consiliul Local prin care am aprobat înființarea serviciului. Mai avem niște avize de obținut, mai avem un pic de lucru, dar lucrurile sunt în linie dreaptă și vom rezolva o problemă extrem de importantă și costisitoare pentru noi. Și până la urmă, cred că de cele mai multe ori reușești să te degospodărești mai bine așa în propria ta ogradă, cum se spune, categoric, decât fără discuție. Cu alte firme sau alte instituții care uneori e vorba și de costuri și aici. Încurcă, exact, e vorba și de costuri. E vorba și de costuri și de faptul că poți să mai creezi niște venituri suplimentare, fără să fie un efort pentru populație. Sau fără să devină o povară pentru oamenii din zonă. Cum este și firesc să se întâmple atunci când ai o anumită viziune asupra acestor lucruri, pentru că altfel probabil că va fi foarte ușor din anumite puncte de vedere să nu vă mai bateți capul, cum se spune, cu un astfel de serviciu și să lăsați pe alții să facă aceste lucruri. Dar din câte observ, vă gândiți și la oameni, pentru că ați mai creat și câteva locuri de muncă, și la buzunarul lor. Păi, categoric, încerc să creez un, din punctul ăsta de vedere, încercăm să creăm un echilibru, ca și costuri pentru populație, ca și venituri pentru bugetul primăriei și așa mai departe, pentru că toate se leagă între ele la un moment dat. E foarte simplu să semnezi un ordin de plată fără să ții cont de buget, că poți să faci bugetul praf în două luni de zile, nu e niciun fel de problemă, dar un buget care oricum nu este foarte exact generos. Să încerc spun. Să gândesc lucrurile pe termen lung împreună cu echipa mea și să facem lucrurile de așa manieră încât să ne putem gospodări și să nu avem probleme financiare pe parcursul anului. Și până în momentul de față, am reușit, din fericire. Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut, pe care le-ați întâmpinat în cei trei ani și jumătate, trei ani și câteva luni de când sunteți? Da, mi-e greu să le pun în balanță, credeți-mă, că nimic nu e ușor. Categoric m-am confruntat cu tot felul de situații, care mai de care, cu tot felul de probleme. Acum să pun în balanță lucrurile, nu cred că aș putea. Eu zic că și cu bune și cu rele am reușit să le gestionăm de așa manieră încât să ducem lucrurile la bun sfârșit. Mai am o singură problemă care vreau să o... Mai am un singur dor, nu? Vorba nu, aceea. Mai am o singură problemă care am preluat-o de la vechea administrație și o să o punem la punct acum prin înființarea acestui serviciu de gospodărie comunală și aici vorbesc de apa de la Mănărău. În rest... Ceea ce am avut, le-am gestionat și sunt în... Sunteți destul de optimist, așa, de... Că eu sunt convinsă că ați avut și unele probleme, poate și legate de anumite proiecte, de anumite firme care au lucrat aici pe aceste proiecte. Poate probleme și în ceea ce privește nemulțumirile oamenilor. Dar vă văd destul de liniștit, ați trecut cu bine de acele evenimente și
sunteți așa, porniți să mergeți mai departe. Eu în general sunt optimist și așa mi-e felul. Acum dacă stau să mă cramponez sau să-mi plâng de milă de la fiecare piedică pe care o întâlnesc, n-aș mai face absolut nimic. Nu, asta e soluția. Dar dacă ați avea puterea, ce ați schimba în administrație? Da? Așa, peste noapte aveți o baghetă magică și spuneți, asta vreau să se schimbe. Pentru a merge dacă lucrurile aș avea mai o baghetă, ușor. Da, dacă aș avea o baghetă magică și aș putea să schimb lucrurile peste noapte, aș simplifica tot ceea ce înseamnă parte de birocrație. Asta ar fi primul lucru care l-aș face. Și partea de avize, schimbul acesta de avize între instituțiile statului l-aș reduce la minim posibil. În condițiile în care, iată, în această eră vorbim de digitalizare, vorbim de simplificarea lucrurilor, dar în realitate lucrați și pe partea aceasta de digitală, dar și fizic, cu hârtii. Putem spune că aveți de fapt mai mult de lucru? Păi vă dau un exemplu. Mă trezesc că vine contabila cu câte un teanc de documente așa de la semnat. Gândiți-vă numai cât timp îi ia să le listeze. Nu mai vorbesc doar de a le crea și de a face aceste documente. Dacă mie mi-a semnat undeva la vreo oră jumate doar să le semnez. Incredibil, dar adevărat. Și vorbim de un singur segment. Plus că în momentul de față există semnătură digitală. Încercăm să ducem lucrurile în zona asta de digitalizare. Și să mergem paralel? Sau cum? Păi să mergem paralel, dar destul de greoi, din păcate. Destul de greoi și asta probabil tot din nesiguranță, tot din teama de a nu greși, tot din teama de a nu se pierde din documente sau din informații. Până la urmă nu vom avea un control, cu siguranță vom trece la partea de digital mai devreme sau mai târziu toți. Ăsta este trendul. Începutul e mai dificil, așa cu pași timizi, cum suntem noi obișnuiți de altfel. Bun, începutul e de, eu cel puțin țin minte că de vreo 10 ani se tot vorbește de parte de digitalizare, ori... Suntem eu cred că de vor mai trece, în România, da, vor mai trece cel puțin 10 ani de acum încolo până când vom putea discuta de o digitalizare eficientă. Adevărul e că nu reinventăm noi roata, trebuie doar să o aplicăm și să avem oamenii potriviți pentru a aplica toate aceste cunoștințe. Corect, așa este. Nu suntem noi mai cumoți față de alții, doar că la noi lucrurile se mișcă așa mai greoi pe aici, pe acolo. Aveți și ați reușit în acest prim mandat să organizați și diferite evenimente care să mai descrețească așa puțin frunțile oamenilor, care oricum au greutățile zilnice, au destul de muncă și din fericire în zonă încă se mai practică și agricultura, din câte știu, și mai ales apicultura aici în zona dumneavoastră. Da, așa este. Organizat, cred că din primul an de mandat sau din al doilea an de mandat, Ziua Apicultorului. Un eveniment care... Nu, din al doilea an de mandat. Bun, au fost organizate mai multe evenimente, nu doar Ziua Apicultorului. E cumva acum în sezon, trebuie să discutăm, nu? A început activitatea intensă pentru albinuțe în această categoric. Perioadă, nu? Am organizat spectacole de teatru pentru copii, am organizat... concursuri de tenis, concurs de biciclete pentru copii, diferite spectacole, inclusiv în preajma sărbătorilor, cu spectacole de colinzi, Ziua Apicultorului. Urmează să organizăm o expoziție canină pe Valea Roatei, un eveniment care la fel se dorește a fi
cu tradiție și să se desfășoare în fiecare an. E prima ediție urmează sau va fi prima ediție în acest la an? La noi, expoziție? În comună, da, va fi prima ediție. Să înțeleg că sunt mulți iubitori de animale, de câine aici în zonă, păi vor putea participa mai... și din alte zone? Cum ați păi gândit vor participa, eveniment? Vor participa din toată țara, nu doar de la deci noi din zonă. Deci va fi un eveniment cu eco la nivel național? Va fi un eveniment creat la nivel, cu participare la nivel național și nu numai, pentru că sunt convins că vor veni și din alte țări. N-am niciun dubiu din punctul ăsta de vedere. Veți participa și dumneavoastră? Pentru că știu că sunteți un mare iubitor de animale. Cu siguranță că voi participa și chiar îmi pregătesc pentru expoziție un câine în momentul de față. Abia așteptăm să vedem și noi. Când va fi? Ați stabilit data exactă când va fi organizat acest eveniment, această expoziție canină? Da, mai sunt în discuție cu ceilalți organizatori care sunt implicați. O să facem publică data în momentul în care vom avea toate detaliile. Dar probabil că undeva în iunie se va întâmpla acest lucru. După alegeri, bineînțeles. Deci nu va fi un eveniment înainte să fiți criticat, nu? Nu. Acum știți cum e. Încercați să evitați aceste... Încerc să evit aceste lucruri, pentru că vă spun și de ce. Au organizat tinerii de... curând un cinema în aer liber și se punea problema că se fac evenimente doar în pragul alegerilor. Nu se fac evenimente doar în pragul alegerilor. Noi am făcut evenimente în fiecare an, deși mulți cred că au uitat că 20 de ani de zile nu s-a făcut niciun eveniment, în afară de ce au organizat motocicliștii pe Valea Roatei, eveniment care a fost topat la un moment dat de vechea administrație, în rest alte evenimente nu s-au derulat în zonă. Așa că haide să fim oameni serioși și să vedem lucrurile exact așa cum sunt. Ultimele două minute, cred, din această emisiune. Ce vă doriți pentru Comuna Pestișul Mic, pentru următorii, 10-20 de ani, să ne ducem așa cât mai departe? Că dacă tot discutam de digitalizare, că ne-a luat cel puțin 10 ani să fim așa cât de cât într-un echilibru și în ceea ce privește dezvoltarea atunci... Ce îmi doresc face eu, așa, în timp ala lung. Da, ce îmi doresc eu pentru Comuna Pestișul Mic este să fie recunoscută la adevărata ei valoare și să reușesc să aduc toate satele la nivelul la care să fie mândri fiecare om din satul respectiv că locuiește acolo. Inclusiv tinerii, inclusiv cei trecuți. Am spus fiecare, deci că nu fac diferențe între tineri și persoane vârstnice. Deci fiecare om care locuiește în satul respectiv să fie mândru că locuiește acolo. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Să dea Dumnezeu să fie așa lucrurile, să se întâmple așa cum vi le doriți și dumneavoastră și cetățenii acestei comune, pentru că până la urmă trebuie să faceți o echipă foarte bună acolo, ei să vină cu unele propuneri, de ce nu, dumneavoastră în limita posibilităților, aici mă refer și la linii de finanțare, proiecte și așa mai departe, să le îndepliniți aceste dorințe. Mult succes vă dorim, domnule primar, și să ne revedem cu bine în campania electorală, nu? Vă mulțumesc și ne revedem în campania electorală, bineînțeles, așa cum spuneți și dumneavoastră. Până atunci, eu vă doresc multă sănătate, să aveți parte de tot ceea ce vă doriți și, bineînțeles, să ne păstrăm mintea limpede, pentru că euforia asta de campanie va trece și nu cred că este cazul să ajungem să ne certăm vecinii între noi sau să creăm disensiuni și să aruncăm cu vorbe care, pe urmă, cu siguranță, foarte mulți le vor regreta. Multă sănătate și să ne păstrăm mintea limpede. Doamne ajută! Doamne ajută, așa să se și întâmple, deși la cum au început lucrurile în acest an...
par a fi apele destul de tulburi în foarte multe zone. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi și astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!